O altă imagine foarte frumoasă a inimii este cea a ochiului. Expresia ochiului inimii apare de asemenea în tradiția sufită. Reprezintă deschiderea față de divin, ochiul prin care putem pătrunde în interior și prin care inima poate percepe, poate recunoaște suprema realitate a inimii lui Dumnezeu. Este ca și cum ne putem imagina acest ochi ca privind în două direcții simultan. Da? Una a fost aceea care până acum ați văzut și cu ajutorul minții, făcea ca inima noastră să se deschidă progresiv spre lume și să privească lumea, încercând să cuprindă în viziunea sa ceea ce este aflat în afară. Și a doua, care poate deveni o direcție conștientă, este cea unei viziuni interioare, în care ochiul inimii se centrează spre a percepe realitatea interioară a ființei. Pentru a se ajunge în ultima instanță la acea iluminare dinăuntru, la acea auto-revelare a ceea ce există aici. Și adâncul inimii adeseori este o reprezentare simbolică pentru atingerea a ceea ce este inefabil, de nedescris,